Nu este ideea mea, vă spun foarte sincer, dar mi-a plăcut faptul că... Dar cui este ideea? Ma, domnului Tudose Mihai, europarlamentarul, el are sclipiri de astea și idei foarte mișto, de ce să nu recunosc. Și am spus de ce nu la piciorul podului pentru a atrage mai mulți turiști, că iar veni vorba de turismul autohton, nu numai la Baltă să pescuiască, cine dorim o zonă de agrement la piciorul podului cu restaurant pescăresc, cu parking de bărci, astfel încât să putem gestiona podul ca și obiectiv turistic de plimbare, noaptea, seara și plimbări pe Dunăre. De ce nu trebuie la Șigalați fiind la jumătatea drumului, să spun, și între Brăila și Galați. Galățenii poate să meargă să se plimbe cu barca în dreptul falezei din Galați, brăilenii să vină să plimbe în zona brăileană, sau de ce nu invers. Și asta un proiect făcut de autoritățile locale? Nu. Tot așa. Vrem să acel teren să fie în proprietatea Consiliului Județean Brăila sau a primăriei municipiului Galați. Vedem în ce zonă va pica, dar cred că e mai mult pe raza județului Brăila. În spate, la concesiune, este foarte corect și normal, dar clar cu obiectiv restaurant pescăresc și parking de bărci, cu obiectiv clar declarat în concesiune și dăm dreptul unui pasionat, să spunem așa, că aici îți trebuie pasiune multă de a face parking de bărci, să alimentezi bărcile. Trebuie să fii pasionat, să-ți placă lucrul acesta, cu un mic restaurant și cred că totul va fi super mișto.